Un incendiu devastator a avut loc noaptea trecută la Breznița Motru în Mehedinți. O gospodărie a luat foc, iar pompierii s-au luptat ore în șir cu flăcările care au mistuit totul în calea lor. Un incendiu care a produs pagube semnificative a avut loc azi noaptea în localitatea Breznița de Motru, iar pentru stingerea acestei au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia. Potrivit pompierilor, incendiul ar fi fost provocat de o mână criminală. Timp de mai bine de 4 ore, pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor care au cuprins adăpostul de animale pe o suprafață de 150 de metri pătrați, plante furajere, lemn de foc, scândură, pom fructifer, dar și 2 animale. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiu. Cercetările continuă în acest caz pentru a se afla cine a provocat incendiul și din ce motiv.